Avem ceva să vă arătăm despre Valentina Pelinel. Și anume, un interviu ciucă. Valentina Pelinel se descrie ca fiind o mamă înțelegătoare, da, dar posesivă. Și recunoaște că nu și-ar lăsa fetele să plece de acasă la 16 ani, așa cum a făcut ea. Cum merge căsnicia cu Cristi Borcea și de ce a decis să facă separare de bunuri? Aflați acum într-un nou succes media al colegii noastre Cristina Petrescu, doar aici la Pro TV. Misiunea la Măruță, priviți! Cum este Valentina ca și mamă? Sunt o mamă înțelegătoare, zic eu, posesivă, da, și cred că cea mai mare realizare e că am reușit să comunic foarte bine cu copiii mei, eu nu-i cert nici măcar pedepse, nu pot să le numesc pedepse, faptul că nu-i las în sfedoră pe sau ceva de genul ăsta. Nu cred că e chiar pedeapsă. De mici am încercat să le explic. Chiar dacă multe persoane mi-au zis degeaba vorbești că sunt prea mici și nu înțeleg. Ba, să știi că înțeleg. Vorbești și le explic. Nu există nu ai voie asta sau nu faci asta. Există, uite, nu e ok să facem asta pentru că există o consecință și poate ai mâncat multă ciocolată, o să strici dințile, spun, sau o să ai burta mare, sau o să-ți vină rău și te doare burtica. Dar care dintre voi doi este părintele mai indulgent? Cred că mai indulgent. Bine, amândoi suntem indulgenți și sensibili la ei, dar s-ar putea să fie Cristi, dacă mă gândesc bine, pentru că el nu prea știe să zică nu copiilor. E foarte sensibil la copii și îi place așa să le ofere totul și uneori trebuie să mai pune limită, dar se joacă cu ei, îi place, se distrează cu ei. Și pot să nu te întreb ce se întâmplă atunci când tăticul rămâne singur acasă cu toți trei, dacă s-a întâmplat asta, bineînțeles. Nu s-a întâmplat casa pe dos? Singur cu toți trei, nu, pentru că sunt oameni în casă, avem ajutoare, dar s-a întâmplat să fie momente în care el cu toți trei, cu toate că eram și noi prin casă, da. Și știi ce intervine când sunt trei, nu neapărat lui și mie și oricui, nu știi cui să te împare repede atenție, că toți vor același, în același fel să primească atenție. În ce relație sunt cu ceilalți frățiorii ai lor? Foarte bună, uite, chiar acum sunt la noi, au sosit azi în țară și se joacă împreună. Și eu am fost cu copiii în America, tot așa, ca să fie împreună. Și grație tehnologiei se și văd și vorbesc aproape în fiecare zi. Care dintre cei trei copii îți seamănă mai mult ca și personalitate? Cine seamănă mai mult cu Valentina mică? Fizic, cred că Indira, dar cu ochii albași de la tati, iar Rania seamănă cu tatăl ei și cu ochii căprui de la mine, e așa un mix. Ca personalitate, probabil Indira seamănă mai mult cu mine, că e mai sensibilă. Și Milan e o combinație între noi doi, ca și personalitate. Iar Rania e ca tatăl ei. Spune-mi, te rog, dacă vreuna dintre fiicele tale, vorbim acum de fete, ar vrea să-ți urmeze exemplul, iată, să plece de la 16 ani de acasă să-și urmeze visul în carieră, ai susține-o sau nu? Nu cred. Eu n-am avut de ales. Pentru că, bine, am avut și un vis și mi l-am îndeplinit în cariera mea de model internațional, dar dacă și-ar dori asta, nu le-aș interzice, dar nu le-aș lăsa să plece singure. A, nu, nu pleci singură, pleci, dar cu mine, sau cu tatăl tău, sau cu amândoi. V-ați mai gândit la alți copii? Ne-am gândit că e momentul să ne oprim. Da, și am picat de comun acord că avem trei copii sănătoși, frumoși și e bine așa. Și în total 9, deci suntem bine. Își manifestă deja copiii, nu știu, înclinații către anumite hobby-uri? Fetițele nu, că-s micuțe la 3 ani și 3 luni, dar Milan îmi zice că, fiind pasionat de avioane, ce crezi că vrea să se facă? Pilot. Și mi-a zis că să aibă avionul lui personal și mi-a explicat că nu trebuie să plătim bile cum plătim noi, că o să ia pe toată lumea gratis. Zic că, nu știu cum îmi sună, zic, dar... Okay. În septembrie, Valentina și Cristi Borcea vor sărbători 4 ani de la căsătorie, iar fostul model internațional mărturisește că de fiecare dată ea și soțul ei își găsesc timp să petreacă momente în doi. Ai închis gura târgului care spunea că ești împreună cu soțul tău pentru bani. Ai spus că voi ați făcut o separare de bunuri. Da, tocmai pentru că sunt cu soțul meu, pentru că mi l-am dorit pe el ca om, ca bărbat, mi l-am dorit ca tată al copiilor mei și... Uite, suntem împreună, uniți și bine. Și între noi nu există și n-a existat niciodată așa ceva. Noi am fost uniți de la început și la bine și la rău. Și așa suntem și acum. Cum este Cristi ca și bărbat? Foarte atent la nevoile mele, foarte cald și romantic. Și defecte? Ca orice om, toți avem defecte, dar important să primeze calitățile.